când se difuzează marea finală America Express Drumul Soarelui. Ziua în care telespectatorii vor afla cine a câștigat. Marea finală de la America Express, Drumul Soarelui, este mai aproape decât am fi crezut și va difuzată chiar săptămâna viitoare. Telespectatorii vor afla în curând cine a câștigat show-ul de la Antena 1. Finala America Express Drumul Soarelui, care pune la bătaie 30.000 de euro se va vedea pe antena 1 și în antena PLAY pe 27 decembrie, de la ora ora 20-30 de minute, anunța 1 ro. Nouă perechii de vedete au pornit într-o aventură spectaculoasă prin Columbia, Ecuador și Argentina în sezonul 6. În acest moment se mai află doar patru echipe în competiție. Alexia Eram și Aris Melchior, Laura Giurcanu și Sânzeana Negru, Romică și Cătălin Sociu, Julia și Vlad Huidu sunt cei care se luptă acum pentru a câștiga marele premiu de la America Express Drumul Soarelui. Aris și Alexia eram comedianții Ionuț Rusu și George Tănase, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Angelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Eduard Sanda și Cleopatra Stratan, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observator de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Laura Giurcanu și Sânziana Negru, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoare Antoneta Galeș. Au fost concurenții care au acceptat provocarea celui de-al șaselea sezon America Express. Unde se desfășoară marea finală de la America Express, drumul soarelui? Marea finală America Express, drumul soarelui, se desfășoară în Buenos Aires, un oraș viu și plin de istorie, presărat cu probe și aventuri unice, demne de o ultimă etapă spectaculoasă pe 27 decembrie, de la ora ora 20.30 de minute, finaliștii dau tot ce au mai bun pentru a demonstra că pot cuceri drumul soarelui și titlul de câștigători ai marii finale America Express sezonul 6. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru amuleta supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.